Pentru că ei nu pot. Asta e bucuria lor. Vin de la școală, vin de la servici, de unde ar fi. Și primul pe care îl caută e ăsta. Bucuria lor nu putem să dăm. Și l-au ținut acolo. Și le-a portat cu zi de grijă. Știi ce am zis tot în evidență? Că dragostea trebuie să doară. Că dragostea trebuie să rupă în tine ceva. Că dacă nu rupe, nu e dragoste. Și Dumnezeu știți ce spune? Mi-aduc aminte de dragostea ta. Mi-aduc aminte că era o vreme când se rupea în tine ceva când vedeai pe fratele tău că n-are. Astăzi treci pe lângă oamenii sărați, cerșetori, cum ar fi aici. Treaba lui să muncească. Acolo unde suntem în Petroșani, în fiecare sâmbătă, vă spun cu ăsta ca să înțelegeți ceva. Putem să facem, dacă vrem și dacă ne doare și dacă nu ne doare, merg niște înainte. Fiecare sâmbătă dăm în jur de la 200 de oameni de mâncare. Prietenul meu a fost cu inițiativa când a murit mama lui. Pentru că în casa lui, de fiecare dată veneau 2 oameni handicapați de pe strada lui și mama lor, pe lângă ea 14 copii, le dădea și lor să mănânce. A murit mama lui de Crăciun, vreo 2 ani, 3, și-a zis Claudiu, eu trebuie să continui ce-a făcut mama. Eram la căpătâiul mamei lui și-a zis, trebuie să fac ceva. Muncește în Spania, muncește prin America, că unde poate, nu-i bogat. Și-a zis, în fiecare săptămână trebuie să facem ceva pentru săraci. Și am început să dăm de mâncare într-o locație. La 50 de oameni pentru început. Astăzi sunt peste 200, vreo 80 de copii și așa mai departe. Cu banii puțin nu facem lucrul ăsta. Și vin acolo tot felul de oameni. Și vin alți oameni și ne spun de pe stradă, Doamne, dar e niște nemeri. Vă ias așa, vă ias așa, vă ias așa. Și mă gândesc, dar nu contează, dar indiferent ce ar fi și cum ar fi, oamenii au nevoie de o mână întinsă, de un zâmbet. Amin. Nu merită, Domnul. Nu merită să muncească și oamenii cu handicap și oamenii bătrâni. Și... Dar nu ne-a pus nimeni pe noi să judecăm. Și îmi dau seama, dacă nu iubești în așa fel încât să te doară, să-ți pese, aia nu-i iubire, că nu m-a spus nimic de el, dar lasă. Nu. Iubirea aia să te scoli în miezul nopții și dacă știi că cel de lângă tine, vecinul tău, indiferent că e musulman, că e ortodox, că e greco-catolic, că ce-ar fi, știi că nu are, te duci, faci mâna buzunar, îți împarți pâinea cu el și te duci. Asta e dragoste. Asta vrea Dumnezeu de la noi oameni buni. Și ne spune Dumnezeu, mă doare că nu mai e la fel. Nu mai e pasiune, nu mai e jar, nu mai e foc în trăirea voastră de zi cu zi. Venim în biserici, cântăm, e foarte bine, zbierăm, e foarte bine, predicăm, e foarte bine, dar ce facem afară? Ce facem în familie? Ce facem când nu ne vede nimeni? Unde-i foc pentru Dumnezeu? Unde-i jar pentru Dumnezeu? Unde-i citirea și trăirea Scripturii? Unde-ți? Unde-ți rugăciunile alea lungi, că nu te mai vrei să te ridici de pe genunchi? Unde sunt? Unde sunt? Că am inventat rugăciunile astea sportive. Ne rugăm în mers. Ne rugăm la volan. Nu că e rău. Problema e că ne rugăm numai acolo, că nu ne mai facem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Știți de ce? Toate astea vă spun eu că dragostea noastră nu mai e la fel și asta îl doare pe Dumnezeu. Doi. Știți de ce cel mai doare pe Dumnezeu? Auziți? Citesc versetul 7. V-am adus într-o țară ca o livadă de pom. Ieremia 2:7, dacă poți să afișezi. V-am adus într-o țară ca o livadă de pom, ca să-i mâncați roadele și bunătățile, dar voi ați venit, mi-ați purcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune. Știți cui spune Dumnezeu asta? Poporului său, dumneavoastră, mie. Și recitez, v-am adus într-o țară ca o livadă de pom, le spune Dumnezeu. Să-i mâncați roadele, bunătățile, voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenire, auziți, într-o urăciune. Știți ce e asta? Nerecunoștință. Să te aducă Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu, să-ți poarte Dumnezeu de grijă și în loc să-i spui mulțumesc, tu îi întorci spatele. Cum e să-ți crești copilul de mic? Că numai cine-i părinte știe să-l crești? Și când e mare și când ai avea nevoie de el. Și când ai avea nevoie să-ți spună un cuvânt și să-ți aducă o cană de apă. Și să stea lângă tine, să-ți întoarcă spatele și să spună, babacule, vezi-te treaba ta.
nu mai mor o dată? Nu mai mor o dată că n-am bani să-mi cumpăr mașină și casa ta ar fi numai bună să o vând să-mi cumpăr mașină. Nu mai mor o dată? Nu sunt copii care își doresc casa părinților lor? Nerecunoștință, după ce îi crești o viață, după ce te chinui cu ei, după ce îi aduci să le fie bine, e nerecunoștință. Oameni, e vorba despre noi. Nu ne mai mulțumim că Dumnezeu ne dă sănătate în fiecare dimineață să ne ridicăm din pat. Nu ne mai mulțumim. Nu ne mai mulțumim că nu ne ducem copiii în scaune cu rotile la școală. Nu ne mai mulțumim, ne trebuie mai mult. Casele să fie noastre cele mai mari. Mașinile să le avem cele mai scumpe. Altfel, tot o stare de nemulțumire, că ne tot compară bani. Ai putea să-i mulțumești Dumnezeu că acum, în loc să fii cu citostatice, să stai cu o perucă în cap, de rușine, ți-a dat Dumnezeu sănătate. Și poți să stai în biserică. Cât de mulțumitor am trebuit să-i fim lui Dumnezeu. Toată ziua tot cere. Doamne, dă. Doamne, fă. Doamne, aia mai întrebă. Doamne, aia. Doamne, aia. Doamne, du-te tu și acolo. Doamne, fă-mi și aia. Ați putea o săptămână de zile să nu-i mai cereți nimic lui Dumnezeu, că v-o da destul? V-o da destul, ne-o da destul, oameni buni. Ne-o da mai mult decât ne trebuie, ne-o da mai mult decât avem nevoie. Și cu toate astea suntem nesrecunoscători și nemulțumitori. Citiți, este o carte, Secretul Mulțumirii. În primele ei pagini spune despre fetiță orfană, rămasă, juca un joc cu tatăl ei, numit Jocul Mulțumirii. Și fetița asta orfană se roagă lui Dumnezeu să-i dea o păpușă. Și în loc de păpușă, primește biserica ei pachete și păstorul îi dă cel mai mare pachet. Și în loc de păpușă, fata asta, în loc de păpușă, când merge acasă și ea credea că va fi păpușă în pachetul ei, în loc de păpușă primește o pereche de cârje și desface pachetul. Și se uită și în loc de păpușă, și-a dorit o păpușă, o fată orfană, primește o pereche de cârje. Nu, ce să-i spui lui Dumnezeu? Și tatăl ei împreună cu ea, Poliana, zice, acum trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar pentru cârje? Și auziți cum îi mulțumește fetița asta de câțiva anișori. Îi spune, Doamne, îți mulțumesc că n-am nevoie de cârjele astea. Tu mi le-ai dat ca să-mi arăți cât ești tu de bun, că n-am nevoie de ele. Să-ți înțelegi înseamnă mulțumire? Să-ți dea Dumnezeu părinți care să te scoale dimineața și să te trimită la școală când sunt atâția lălaci. Care n-au ce mânca. Să-ți dea Dumnezeu tot ce ai nevoie și cu toate astea să fii îmbufnat. Nemulțumit. Și nemulțumirea noastră, oameni buni, lovește în inima lui Dumnezeu. Vreau să vă spun vouă, copiilor, ceva, tineri. E pentru voi, în mod deosebit, toți și ce sunteți copii, sunteți foarte atenți acum la mine. Un tânăr, mama s-a lupea la țară, foarte, foarte săraci. Și-a gătat o plasă și a zis, mama, vreau să te ajute acum la munca câmpului. Să muncesc împreună cu tine, să... Ți-e atât de greu. Am rămas numai noi și ți-e greu. Și mama să-i spune, copile, tu te duci și faci liceu la oraș. Și eu am grijă de tine. Cu chiu cu vai s-a dus copilul și a făcut liceu. Și după liceu a zis, vin în sat la mama să muncesc cu ea. Și eu zis, mama, să nu. Dacă vrei să mă vezi murind fericită și împlinită, mai faci ceva. După liceu te duci la facultate, la oraș, te pare. Mamă, dar n-ai cu ce să mă ții. Da, de unde? Că suntem atât de săraci. Facultatea presupune bani, presupune eforturi, tu nu poți. Și mama s-a spune, ba da, o să merg în fiecare zi să le spăl rufe, să spăl haine la oameni bogați. Toți banii ce-i fac, îi pun grămadă și se-i trimit acolo și tu faci facultate. Și auziți, cu chiu cu vai sunt destul la facultate, băgați bine de seamă. S-ar fi dus și el la un suc cu prieteni, cu colegii de an, de grupă, dar se gândea, nu pot, mama e acasă, nu cești. Bătrână, bornavă, spală rupe la bogată și trimite bani. Și banii ce-i primea de acolo, își plătea cămin, își plătea mâncare, își mai lua câte o carte. În primul an s-o gândit, eu nu pot. Ce trebuie să fac la facultate? Învăț! De-aia fac facultate și mă ține mama în facultate și muncește greu.
Să învăț cum să fiu lepră. Și început și în primul an a terminat șef de grupă, cel mai bun. În al doilea an șef de grupă, că s-o gândit mama acasă, muncește. Dacă e acasă și muncește, eu nu pot să fac orice aici. Eu nu-mi permit să nu învăț și să mai scap câte un examen și câte o restanță. Că ce o să zică mama? Al doilea șef de grup, al treilea, al patrulea, în al cincelea an a ieșit șef de promoție. A trebuit să primească într-o zi diploma de licență. Terminase, a absolvit facultatea. Cel mai bun din anul lui, din grupa lui. Cel mai bun. La festivitatea de decernare a diplomelor, trebuia să-și aducă fiecare părinții, bunicii, nepoții, pe cine mai aveau. S-a dus acasă și a zis mamei lui, mamă, te rog să vii cu mine la școală. Am terminat 5 ani de facultate, mai ținut 5 ani, vină cu mine, trebuie să-mi iau diploma. Eu n-am pe cine să duc acolo, trebuie să-i duc pe tine, vină cu mine. Și mamă s-a zis, băi, copii, unde să vină, n-am haină. Eu sunt o țărancă, cum să merg acolo la oraș? Și-au zis, cu chiu, cu bai și-a adus mama la facultate. A intrat în aula unui universități. Aula e o sală de asta mare, unde se fac tot felul de activități și de programe și mare, sute de locuri. Mama s-a așezat pe ultima bancă, a zis, ce să unde să mă duc eu? Acum au venit rândul fiecare să-și primească diploma. Ultimul care a primit diploma era el, șeful de promoție. Și șeful de promoție, așa se obișnuiește, trebuie să aibă un cuvânt. De care el să spună? Dom'le, mulțumesc. Mulțumesc rectorului, profesorilor care m-au ținut, m-au învățat. Mi-au deschis mintea, mi-au dat o carieră în viață. Știi, balivernele de astea se spun la chestiile astea. El a venit la microfon. Băiatul ăsta, băgați multe la minte, copii. A venit la microfon și primul lucru pe care l-a făcut, a strigat-o pe mama lui. Mamă! Și mama lui nici nu auzea bine. Și am strigat odată, mamă! Și s-a ridicat de undeva din capul său, o bătrânică mică. Așa? Gârbovă. Și a zis, copilul i-a făcut semn vin în față. Și toată sala s-a întors, s-a gândit acum șef de promoție. Ce părinți ai bă ăsta să fie șef de promoție? Nu? Părinți? Și de acolo, dintre rânduri, a ieșit o bătrânică. Un sfetel așa de lână, încovoiată, pasul greu, muncită femeie, era mândră de băiatul ei. A venit așa pe culoar și a ajuns până în dreptul microfonului și el, diploma pe care a primit-o de la rectorul universității, a luat diploma și a atins-o mamei lui și a spus, mamă, diploma asta pe care eu am primit-o astăzi, îți aparține ție. Ia ta. Și bătrânica a întins mâna să o ia. Și când a întins mâna, toată sala a văzut că mâinile ei, amândouă, erau îngăurite de sodă. A spălat atâtea lucruri când i s-au îngăurit mâinile de la sodă. S-a ridicat sala în picioare și l-a aplaudat pe băiatul ăsta. Un băiat care a știut să-i fie recunoscător, părinții. Vă întreb, copii. Când a fost ultima dată când ați fost recunoscători părinților? Când a fost ultima dată când i-ai dus și i-ai spus mamei tale mulțumesc, o viață întreagă, ai strupit pentru mine. Nopți întregi nedormite. Numai tușești și mama intră în panică. Intră în panică. Am dreptate, mamă. Spune-ți dacă e așa sau nu. Stai lângă patul lui. Sau al ei. Și ascult respirația. Și dacă cumva nu respiră bine, ești gata, nu mai dorm nopți, medici. Vă întreb, care sunteți părinți? Și voi, copii, uitați-vă la părinții voștri acum. Care din voi, dacă mâine ar trebui să-și smulgă inima din piept, să-i dea copilului, i-ar da-o? V-ați smulge inima? Ia uitați-vă, copii, părinții voștri. Dacă mâine ai avea nevoie de o inimă, nu o să-ți o dea prietenul și prietena de pe Facebook, nu. Nici de pe WhatsApp și nici de... Mama și tata și-a smulge și s-ar puneți. Culmea! Culmea! Că uiți să-i spui mulțumesc! Nu-ți place pireu, nu-ți place ciorba, asta știi să-i le spui!
nu-ți convine că te-ai născut săracă și săraci ți-ar trebui rochii și ți-ar trebui blugi și pantofi, mă, dai picioare sănătoase, mă. Și ai părinți, ce har să ai părinți, ce har. Într-o zi o să-i plângeți și o să le plângeți pe mormânt. Și o să vă dați cu capul de toți pereții că atunci când au trăit, nu v-ați făcut timp pentru ei. V-ați făcut timp pentru toți derbedei din liceu și din școală, dar pentru mamă și pentru tatăl n-ai avut timp. Ei nu au avut atâta școală cât ai tu, nu știu, să aprindă un calculator. Nu, dar știi ce știu ei? Știi ce știu? Îți cunosc cele mai profunde dorințe ale tale și uneori nici nu le rostești. Ei vin în întâmpinarea lor, te cunosc. Îți spun istoria de când erai mic și cum ai crescut și tot. Tot. Nerecunoștință. Nemulțumire. În seara asta, toți tinerii de aici, care aveți încă părinți, pentru că sunt tineri care nu mai au părinți și ar vrea, să-i mai spun un cuvânt mamei sau tatălui și nu se mai poate. Nu se mai poate. Toți care aveți, e și săptămâna asta de 21 martie, mergi și duceți în floare. Poate ar fi indicat în săptămâna asta, eu știu, să nu-ți mai iei doza aia de Coca-Cola. Și nici chipsurile și să-ți pui bani pe bani. Și după 16-17 ani să te duci la mamă ta cu floare. Și îți spui, mulțumesc, mamă, din mâinile tale îți rază de soare. Ești cea mai cruzată. Tată, nu-i nimic, ai chelie, că ai burtă, că ești bătrân, tu ești erou meu. Știți? Tații voștri sunt eroi, nu știu. Sunt eroi. Pentru că a murit pentru voi, fără nici măcar să clipească o dată cu voi. Sunt eroi. Într-o zi o să-i pierdeți și o să le pierdeți. Acum mulțumiți-le, acum stați cu ei, acum dați-le flori, acum nu, că nu le mai pot mirosi. Trei. Asta închei. A treia mare durere a lui Dumnezeu, după ce dragostea noastră nu mai e la fel. Ea răcit. Avea religie, dar nu mai avea dragoste. Doi. Îi suntem nerecunoscători. Toată ziua ne mulțumiți. Toată ziua că ne mai trăbă, că nu ne mai trăbă nimic. Nu ne mai trăbă. După ce ne-a dat Dumnezeu mântuire, nu mai e nevoie de nimic. Nu mai e nevoie de nimic. Și în al treilea rând. Auziți, în al treilea rând și încheie cu asta. Versetul 32. Te rog, pune versetul 32 din capitolul 2. Auzi-te, frate. Își uită fata podoabele sau mireasa vrâul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Auziți, dar poporul meu, știți cine spune asta? Ia uitați-vă, poporul meu, numai Dumnezeu spune, m-a uitat de zile fără număr. Hai să citim și Isaia 44 cu 21. Isaia 44 cu 21. Fetița asta are mamă. Da. Unde e mama ei? Păi țină domnișoara acolo lângă dumneata. E frumoasă, e grozavă, e nemaipomenită, dar ține-o acolo. Până termină pe ei. Ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele. Căci ești robul meu. Eu te-am făcut, tu ești robul meu, Israele. Și auziți ce cere Dumnezeu? Nu mă uita. Asta o cere Dumnezeu în Isaia, prin profetul Isaia. Deci asta îi spune Dumnezeu poporului său, Israele, nu mă uita. Și în Ieremia, următorul profet după Isaia, în Ieremia, Dumnezeu constată următorul lucru. Trist, tragic, dureros. Profund. Și auziți ce constată Dumnezeu. Poporul meu, 2:32, poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Cum e posibil?
Cum e posibil un popor care are legea? Un popor care merge la templu, un popor care are numele lui Dumnezeu în fiecare zi pe buze. Cum e posibil să nu uite pe Dumnezeu? Și Dumnezeu constată, da, m-a uitat. Asta e marea durere a lui Dumnezeu, să te uite copilul tău. Să nu-și mai amintească de tine. Știți când nu ne amintim de Dumnezeu? Când ne permitem să păcătuim. Când uităm că de fapt Dumnezeu e lângă noi în orice moment. Amin. Când îți permiți să înșeli, când îți permiți să minți, când îți permiți să vorbești urât, când îți permiți să bârfești, când îți permiți să gândești mizerabil, uiți de Dumnezeu. Uiți că El e acolo, că e în tine, că te vede, că îi pasă de tine și culmea asta îl doare pe Dumnezeu. Adică facem lucruri ca și cum n-ar fi acolo Dumnezeu. Trebuie să vă spun ceva. Dacă am crede că e Dumnezeu prezent în biserică, poziția în scaun ar fi alta. Poziția în bancă ar fi alta. Da, dar ne-am obișnuit cu un slogan. Domnul e aici, i-am simțit putere, aleluia, și îți permis să faci orice. Și îți permis să gândești orice. Poporul meu m-a uitat de zile fără. Nu știu dacă ați fost vreodată, uitați de cineva pe un moment. Să uite de cine. Mergi și stai în fața unui birou, aștepți să intri și stai ore întregi. Și după ce iasă doctorul sau nu știu cine din birou, se uită, aoleu, și-am uitat de tine. Interesant. Cum se simte Dumnezeu că noi uităm? Că El e aici, că El e în noi, că El e în familia ta? Și îți permiți să strigi la soția ta și îți permiți să o faci în toate felurile. Dar tu ești copil, ești creștin, mergi la biserică la solidă. Sau nu știu unde, nici nu contează, da? Da, dar ești pocăit, da? Dar Dumnezeu care e în biserică și ești așa de frumos și așa de blând stai în biserică, nu e același Dumnezeu și în familie? Amin. Nu e același Dumnezeu. Puțin de tot am cunoscut ceea ce Dumnezeu simte ca durere în felul acesta. Cred că aveam 7-8 ani și tatăl meu mi-a promis într-o zi, lucra șofer în cadrul armatei, mi-a promis că o să mă ducă, lucra pe un armă. De asta din cadrul armatei, mi-a promis că o să mă ducă într-o zi cu armă. Să mă plimbe toate zile. Și mi-a zis, zice, sâmbătă o să vin după tine și o să te plimb. O să stăm amândoi. Nu mi-a dat în viața lui un leu. Da, mă, nici nu am o pretenție, pensie alimentară, nimic. Dar m-am întâlnit atunci cu el. El mi-a promis treaba asta. Și aici mai aveți noastră un pic de lucrare la disciplină în biserică, să știți. Oamenii de ordine, mai aveți de lucrat aici. Și a venit ziua de sâmbătă, am așteptat-o cu atâta foc. M-am învăit la învățătoare, se făcea școală pe vremea aceea, sâmbătă. Am rugat-o pe tovarășa învățătoare să mă învoiască, tovarășa. Am nevoie să mă duc cu tatăl meu. O să vină tata și o să mă ia și o să ne plimbăm. Mi-am ales cele mai frumoase haine. Mi-am făcut baie de vineri seara. Am zis, o să fie în tata. Le-am spus prietenilor mei. O să fie grozav. Mi-am făcut atâtea vise, noaptea. Mă gândeam, cum o să fie și ce o să fie. Și unde o să mă plimbe și cum o să stau eu acolo în partea dreaptă și o să le fac prima la prieteni. A trecut vineri, a venit sâmbătă, dimineață la ora 8, a fost îmbrăcat, nu mi-a zis la ce oră, că n-aveam telefoane, n-aveam. Dar pe vremea lui Ceaușescu, dar niște afară. Sâmbătă, mi-aduc aminte, era o sâmbătă frumoasă, era, cred că era mai. Am ieșit în fața porții. N-am vrut nici, am pus să mănâncă, ce să intre, atâta emoție, să vină tata, să mă plimbă și să mă duc.
A venit ora 9, n-am venit eu stăteam în fața porții și a venit bunica mea și mama să mă cheme, să mănâncă, vine el în casă, dacă nu... Vedeam că nu o să vină în casă, să treacă pe acolo și dacă nu mă vede, pleacă. Mai veneau mașini, mai treceau mașini și cum auzeam câte un motor de mașini, eram în colțul străzii și mă uitam să mă vede. Era 9 și 10 și 11 au venit copiii de la școală. Eu acolo. Și ora 12 și n-am venit. Ori venit copiii pe lângă mine, nu mai plecam din fața porții. Și ora 2 la amiaz și n-am venit. Îmi pierdusem răbdarea. Copiii pe lângă mine, dar nu mai bine, dar... Fiecare mașină trebuie să le iei mai bine. Și 3, și 4, și 5, și n-a venit, și seara, și n-a venit. Și într-un final, 7-8 ani aveam. Am intrat în casă, trist. Se înnoptase, am stat toată ziua în stradă și tata n-a venit să mă ducă cu mașina. Visul meu s-a spulberat, s-a desuflat așa ca un balon de zăpadă. S-a spart. După câteva zile, tot mai eram copil. Treceam peste. Copiii trec mai ușor peste vreme. Peste câteva zile m-am întâlnit cu el. Mă măcina întrebarea asta. O frământa și l-am întrebat, tată. Adică nu știu dacă i-am zis tată, că nu am folosit în vocabularul meu cuvântul ăsta. De ce n-ai venit să mă iei? Așteptat o zi întreagă. De ce ne-ai venit să mă iei să mă plimbăm? Și acum eu vă dau răspunsul lui, ca să înțelegeți. Știți ce mi-a spus? Aole, zice, am uitat. În momentul ăla, în inima mea de copil s-a rupt ceva pentru totdeauna. Am uitat, tata. Atâta mă pregătisem. Atâta fior, atâta emoție. Și el cu atâta nonșalanță a mutat. Acum vreau să-L înțelegeți pe Dumnezeu. Cu atâta fior, cu atâta emoție, cu atâta dragoste te pregătește. Și o zi, și încă o zi, și încă o zi. Și în fiecare zi, prin viața noastră, dovedim că-L uităm. E bun Dumnezeu. Când avem nevoie de El, când ne merge rău, când trebuie să-ți măriți fata, când trebuie să-ți însori băiat, când ai nevoie de el la examen, când ai cancer, când ai diabet, când ai ciroză, când ai... Atunci o fi bun, din toată până atunci. Trăim cum vrem. Oameni buni. Dumnezeu suferă și pe Dumnezeu doar cărită. La școală, la voi, voi nu sunteți pocăiți, sau numai părinții voștri sunt pocăiți și voi sunteți pocăiți de duminică. În fiecare moment voi trebuie să aveți în minte. Sunt copilul lui Dumnezeu, deci nu permiți să nu ce. Nu lui pe Dumnezeu, nu mă duc la banchet că merg ce toată lumea. Nu mă duc în club, lasă că Dumnezeu vede că nu fac nimic în club, n-ai ce să cauți acum. Că lui pe Dumnezeu. N-ai ce să cauți într-un loc unde Dumnezeu nu s-ar duce. Dacă Dumnezeu s-ar duce într-un club, Hristos ar intra într-un club, du-te! Mă îndoiesc. Nu poți! Căluiți! Și doare! Vreau să înțelegeți. Dumnezeu nu e milițian. E Tată. Și-L doare când nu iubim. Și-L doare când nu recunoaștem și nu-i mulțumim. Și nu trăim bucuria mulțumirii. Îl doare. Îl doare nu să fii părinte și să-ți vezi toată ziua copilul morocănos. Aia nu-i convine, de-aia nu-i bine, nu-i convine.